Și iată în fața a apărut mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitu. Uitați-vă câtă frumusețe. Acum pârâul care curge pe aici este secat, iar acolo în margine puteți vedea și un apeduct construit de romani. Aceasta este Valea Hozevei, unde s-a nevoit Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, de origine român, din Moldova. Uitați că vin și pelerinii și cu vioasele acestea de la Strehaia și cu viosul părinte Ierontie. Să privi și în partea asta la altă cum arată pustia aceasta. Iată, aici se vede mai bine apeductul. Și o doamnă care a închiriat un taxi. Cu viosul Ștefan. Părintele filmează, ne zmerește pe toți.